amigos! Eu sunt Teo și astăzi o să vorbim despre romanul Ana Karenina, așa cum am promis din video-ul anterior. Și nu doar despre roman în sine, cât și despre ecranizările acestei opere, pentru că a avut 5 mari ecranizări, foarte frumoase poate, cu note foarte bune. Așa că Ana Karenina să fie pentru astăzi. Înainte de toate, presupun că toată lumea știe, este un roman rus și este considerat un clasic încă de când a fost publicat, adică prin anul 1877. Și este considerat chiar cel mai cinematografic roman al său, având în vedere că are 5 ecranizări și toate sunt foarte frumoase și cu actori foarte cunoscuți. O să vedeți parcurs. Iar în formula pe care o am eu, are 124 de pagini, ceea ce înseamnă foarte mult. Și mie nu-mi place neapărat această editură, ca să fiu sinceră. Adică, editura Polyrom este ok, dar colecția aceasta top 10+, nu prea-mi place pentru că scrie foarte, foarte mic. Și are pagini galbene și ți este foarte greu să citești. Cu atât mai mult cât eu am avut această carte în casă, o aveam împrumutată de la mătușa mea de foarte mult timp, cred că de câțiva ani. Și nu venea să o iau, adică tot mă uitam în bibliotecă la Ana Karenina, despre care auzisem foarte multe lucruri și îmi doream să văd cum este, dar nu puteam să... ceva mă oprea să o iau din bibliotecă. Până într-o zi când cred că am văzut și trailerul de la ultimul film și am văzut că este cu Keira Knightley, care îmi place foarte mult, și am zis trebuie să citesc cartea ca să pot să văd filmul și cred că de acolo. Dar am avut o surpriză foarte plăcută în momentul în care am început să citesc, pentru că nu a fost deloc atât de grea cum mă așteptam. Limbajul este foarte ușor și este foarte ușor de citit și te transpune în poveste și în anii aceia. Este în secolul XIX, toată acțiunea romanului. Și este o lume atât de frumoasă și atât de... deși, per total, mi s-a părut un roman serios, cu o atmosferă serioasă, în care se vorbea calm și probleme foarte serioase, dar și probleme de dragoste, care sunt și ele serioase din ce punct de vedere le privești. Dar a fost un roman serios, dar plăcut în același timp. Era efectiv ca un dans prin pagini. Și mai ales că există și câteva descrieri ale unor baluri foarte frumoase, n-avea cum să nu-mi placă. Așa cum spuneam, acțiunea este plasată în secolul XIX, mai exact prin anii 1874. Se desfășoară atât în Rusia cât și în Sankt Petersburg. Marea parte a cărții se desfășoară în aceste orașe, mai sunt și câteva alte locații menționate mai puțin. Și urmărește, în principiu, viața mai multor personaje, 5-6 personaje și cum se întrepătrund viețile acestora, dar are două planuri principale din punctul meu de vedere cel puțin și un plan este Ana Arkadievna Karenina și în partea cealaltă este Levin, care se numea Constantin Dimitrievich Levin. Cred că așa era. Nu știu dacă știați, i-am descoperit pe parcursul cărții și mi s-a părut destul de interesant acest aspect, pentru că în continuu era menționată Ana Karenina și soțul ei, care era Alexei Karenin. Însă pe parcursul întregii cărți am văzut că există acest lucru și cei din Rusia adaugă la numele de familie, în momentul în care se căsătoresc, adaugă la numele de familie al fetei un A la final. Așa cum și, spre exemplu, soția lui Levin o să fie Levina, nu o să fie Levin numele de familie. Și mi s-a părut foarte interesant pentru că știam că și în Grecia e acest lucru, doar că acolo se scoate ultima literă, ultimul S, de la numele de familie al bărbaților, se scoate și se pune la numele de familie al femeii, el este fără S-ul de la final. Mi se par niște accente drăguțe, așa de urmărit și mai ales pe care nu le știam. Dar revenim la carte. Deci este povestea acestor două personaje în prim plan. Pe parte avem pe Ana, care este căsătorită foarte bine în societate, este plecată din Moscova în Sankt Petersburg, acolo lucrește cu soțul lui Karenin, au un băiețel,
totul pare să fie foarte bine. Iar în partea cealaltă, Levin este un intelectual, este foarte preocupat însă de agricultură, de viața de la țară, de cum poate fi ea îmbunătățită și de ce beneficii pentru suflet aduce munca efectivă, munca fizică, ce se poate face la câmp, la țară. Și acolo, la țară, avea o mășie mai mare, cu mai mulți oameni în grijă și era foarte pasionat de tot ce înseamnă agricultură și chiar se ducea și el, odată cu muncitorii lui, să facă diverse munci și muncitorii la început au fost sceptici, dar după aia le plăcea faptul că venea și șeful lor, cum ar veni acolo pe câmp pentru a face diferite munci. Iar de-a lungul cărților, cum spuneam, sunt urmărite mai multe personaje, 5, 6 și viețile tuturor. Ca să nu dau foarte multe spoilere, o să spun că avem planul în care dragostea te face să iei alegeri pe care societatea nu le acceptă, pentru că pe vremea aceea, cu siguranță știi despre carte că este vorba despre un adulter al Anei, faptul că se îndrăgostește de altcineva, de un anume Vronski, și ajunge să-și părăsească familia pentru el, dar nu este atât de mult pus accent pe cum își părăsește familia, cum își trăiește povestea de dragoste cu Vronski, ci mai mult sentimentele ei și cum este după aia percepută în societate și cât de urât era privit divorțul pe atunci și nici măcar nu exista această opțiune sau nu exista această opțiune și să fie acceptată pe unanimitate în societate și să poți să mergi după aia la evenimente. Ei în carte descria foarte frumos că aveau o grămadă de evenimente frumoase la care se duceau, la teatru, la operă, la balet, dacă era un spectacol, erau cu toți acolo să vadă. Activitățile sociale pe care le aveau erau foarte diferite de ce avem noi în ziua de astăzi și pe o parte mi se păreau foarte frumoase, pe de altă parte înțeleg că au și ele niște lipsuri ale lor, dar partea culturală, faptul că se duceau la teatru, se duceau să vadă diferite piese, de fiecare dată cum apărea o piesă nouă, erau toți acolo, adică aceste piese erau principalul scop de discuție, principalul motiv de a discuta după, principalele întâlniri, era toată lumea se îmbrăca foarte frumos, balurile, nu mai zic în momentul în care apărea câte un bal, toată lumea stătea și pregătea foarte multe ore să arate minunat, să știe să danseze toate tipurile de dans și așa mai departe. Pe de altă parte, mi s-a părut că au existat destul de multe discuții la mesele lor, pentru că ei se întâlneau, spre exemplu, acasă la Ana, se întâlneau lunea. Lunea era program de vizită din partea celorlalți, cine voia să vină, erau invitați, depinde de situații, la alte familie era marțea și tot așa. Iar la aceste întâlniri erau foarte multe discuții de umplutură, ca să zic așa, foarte multe discuții degeaba, foarte multe discuții despre vreme, despre ce s-a mai întâmplat în oraș, ce mai fac copii și așa mai departe, dar discuții care nu atingeau niciun subiect interesant. Erau obligați cumva să facă astfel de discuții, ceea ce în ziua de astăzi, pardon, nu mai este chiar atât de obligatoriu. Dacă acum poți alegi dacă vrei să mergi într-un grup sau nu, atunci nu era așa. Dacă tu te-ai dus luni la Karenina, trebuia să te aștepți că marți o să vină la tine și așa mai departe. Adică nu puteai să eviți astfel de lucruri. Trebuia să fie această socializare continuă, continuă, continuă și automat subiectele de discuții deveneau destul de plictisitoare după un punct. Pe partea cealaltă îl avem pe Levin, așa cum am zis, unde privim lucrurile foarte diferit. Pe o parte, ce încerca el să facă cu intelectualul și ceea ce știa el, încerca să pună în aplicare în partea aceasta. Era și un pic context politic acolo, dar cel mai mult îl vedem luptându-se să afle care este fericirea supremă și ce l-ar face pe el împlinit, dacă este religia, încerca să găsească modalități prin a vedea dacă era un conflict în continuu, un conflict interior
pentru el, pentru că simțea că nu se regăsește. Cel puțin așa mi s-a părut mie. Ce pot să zic că mi-au plăcut foarte mult la Lev Tolstoi și la scrierea în general, au fost partea de monologuri interioare. Și atât al Kareninei despre viață și despre dragostea ei și dragostea ei de mamă pe care a trebuit să o lase cumva pe plan secund în momentul în care a ales să fie cu Vronsky, ceea ce îi lipsea pe partea asta, iar pe partea cealaltă, să zicem că Ana Karenina avea probleme lumești, în timp ce Levin avea probleme sufletei. Consider că aceste personaje au fost scrise cumva în antiteză și într-o lume cu multe restricții sociale. Ei erau cumva în afara societății privind înăuntru. Fiecare a ajuns să se simtă ca un străin în propria societate. Karenina a fost parte din societate și era foarte iubită și era foarte plăcută la orice eveniment. Era și căsătorită cu Karenin, care era foarte bine văzut și el. Pe plan profesional era o persoană foarte importantă. Iar momentul în care a ales dragostea lui Vronsky, a ieșit în afara societății să privească în interior și nu a mai fost acceptată după aia în interior. La fel și Levin, deși la începutul cărții a fost un pic în interiorul societății, însă dorința lui de a merge la țară și de a fi acolo la câmp și de a face muncile respective erau foarte de neînțeles pentru societatea de la oraș. Adesea îi spuneau, cred că este foarte plictisitor acolo la țară, așa-i? Și el era, nu, dar fiecare privea lucrurile separat și atunci fiecare încerca într-un fel să se integreze, mai ales Levin, la un moment dat, după un anumit eveniment, ca să nu dau spoiler, a trebuit să se integreze cumva și a ajuns să și îi placă până la urmă. Per total, mi se pare o carte foarte bine conturată. Personajele, ajungi să le cunoști, să cunoști personajele, să cunoști trăirile fiecăruia dintre ele, să cunoști ceea ce gândeau în fiecare secundă ce se petrecea în carte și e foarte important să te poți transpune așa și să înțelegi toate persoanele, fiecare din punctul lor de vedere și să vezi cum se comportau în aristocrația din Rusia, care ca tablou mi se pare foarte frumos. A fost o carte cu adevărat plăcută de citit și care cred că ar avea multe povețe pentru fiecare dintre noi dacă am ști să luăm așa mici bucățele din fiecare și dacă ne gândim, acțiunea a fost petrecută în secolul XIX, noi acum suntem în secolul XXI, dar foarte, foarte, foarte multe din ideile de acolo și din modul în care se comportau oamenii se regăsesc și la noi acum și nu este nicio diferență, poate doar de haine, dar mentalitatea uneori este fix aceeași. Iar ca și concluzie pentru mine, Ana Karenina este clar, clar, clar o carte de 5 stele din 5, adică maximum. A fost foarte frumoasă și de asta am și ținut să încep cu ea. Cred că mă gândesc că încă de când am început să citesc și am văzut cum mă simt în timp ce o citeam, că mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc mai mult despre cartea în sine. Atât despre carte, despre cartea mea de 5 stele și despre Ana și acum să vedem puțin cum a fost ecranizată. Așa cum ziceam, au fost 5 ecranizări realizate pentru acest roman. Eu am văzut ultimele două, cele mai recente, însă îmi doresc să le văd pe toate, doar că nu recomand să faceți un maraton din asta, pentru că povestea este foarte frumoasă în sine, dar dacă te uiți la 5 ecranizări imediat după ce ai citit cartea și o să revezi aceeași poveste, e posibil să devină un pic obositor și plictisitor chiar. Cred că un pic de pauză între aceste filme ar fi mult mai bine primită și cred că poți să înțelegi mai bine diferențele dintre ecranizări și cum au fost gândite, pentru că mie asta îmi place cel mai mult la faptul de a vedea un film după carte. Vreau să văd ce anume a ales regizorul să păstreze, ce părți din carte lui s-au părut importante, pentru că m-am trezit de foarte multe ori citind
știind că este un film după, să mă gândesc că secvența asta sigur au păstrat-o. Secvența asta este foarte frumoasă, mi se pare foarte importantă, cu siguranță au păstrat-o, și să văd după aia dezamăgită în film că n-au păstrat secvența respectivă sau că n-au păstrat foarte multe din aspectele pe care eu le consideram importante. Și cred că și acesta este un punct destul de important atunci când vrei să vezi ecranizările unei cărți. Acum, eu am zis că o să vorbesc despre ultimele două, dar să facem un mic tur al tuturor celor 5 ecranizări. Prima ecranizare a acestei cărți este datată în 1935. Anna este interpretată de către Greta Garbo, o femeie foarte frumoasă, și din ce am înțeles, poza aceasta a circulat peste tot după aia. A avut nota 7 pe IMDb. Apoi, la scurt timp, avem a doua ecranizare, în 1948, unde avem pe Vivien Leigh, care o joacă pe Anna, iar nota este 6.70. Mai apoi, în 1967, a treia ecranizare, a fost cea mai iubită de public, a avut nota 7.1, care a fost cea mai mare notă a uneia dintre ecranizări, și a fost realizată de către ruși. Deci presupun că ei au știut cel mai bine cum să pună în scenă tot filmul și toată povestea. Chiar aștept să văd și eu acest film. Este alb-negru, așa că sunt chiar foarte curioasă. Iar Anna este jucată de Tatiana Samoilova. Iar acum ultimele două filme despre care o să și vorbesc. În 1997 avem ecranizarea care a avut 6.4 pe IMDb, jucată de Sofia în rolul Anei. Iar cea mai recentă și probabil cea pe care o cunoașteți cel mai bine a fost în 2012, jucată de Keira Knightley în rolul principal, în rolul Anei, cu nota de 6.6. Acum că am făcut turul lor, să le luăm un pic la discutat și o să le luăm invers de cum am început, adică o să începem cu versiunea din ecranizarea din 2012 și apoi cu cea din 1997. Anna Karenina 2012. Filmul a fost realizat în regia lui Joe Wright, pe care l-ați mai văzut cu siguranță și în alte filme de epocă, tot cu Keira Knightley în rolul principal. Așa cum vă dați seama din poster, Anna este interpretată de către Keira Knightley, iar următorul nume pe care o să-l vedeți pe poster este Jude Law, care nu aparține lui Levin așa cum ar trebui, așa cum ți-ar da impresia. Și nu aparține nici măcar amantului Anei, ci aparține soțului Anei. Lucru care mie mi s-a părut un pic ciudat inițial. Mă așteptam să fie pus ca nume important pe poster numele unui actor important, însă în carte soțul Anei nu este atât de bine conturat sau nu este atât de bine pus în valoare, pentru că nu este el unul din personajele principale, nu este el unul dintre cele 5-6 personaje de care v-am vorbit. Dar a jucat un rol foarte bun și a fost exact așa cum îmi imaginam citind despre soțul Anei. Un om cu prestanță, un om important, un om cu decență morală și un om sobru, per total. Și a jucat foarte bine, dar nu a fost ceea ce mă așteptam eu, pentru că, cum spuneam, în carte sunt două planuri, al Anei și al lui Levin. Însă filmul, în întregime, nu are niciun pic de accent pe Levin. Viața lui este, într-adevăr, un pic surprinsă pe aici, pe acolo, în film, dar nu este el rolul principal. Tot filmul se învârte în jurul Anei. Totul este despre Ana, așa cum ai avea impresia la prima vedere când vezi titlul cărții, Anna Karenina, te gândești că toată cartea este despre ea, sau cel puțin ea este în prim plan. Iar tot filmul a fost superb. Personal, mie mi-a plăcut foarte mult. A fost un pic de musical, aș zice. Totul era foarte rapid. Totul era foarte colorat, totul era foarte viu, totul se întâmpla brusc, exista o grămadă de schimbări de secvențe, un cadru cu celălalt cadru, erau schimbate frumos, erau legate minunat, dar aveai impresia că totul se întâmplă pe o scenă. Era ca și cum era la teatru, tu erai acolo, în sală, și urmăreai ce se întâmplă pe scena teatrului.
exact acest sentiment ți-l dădea filmul. Dar a fost total opus de ce mă așteptam, total opus de ce mi inspirase cartea. Eu vedeam că pe o carte serioasă, cu o atmosferă așa sumbră, lumea era încărcată, lumea avea monologuri interioare importante, lumea era preocupată, lumea nu era veselă. Sau erau foarte puține momente în care lumea era fericită, lumea era veselă cu adevărat. Dar în film, părea că totul este un dans. Efectiv un dans. Era o muzică, era foarte poetic, era, cum spuneam, se schimbau foarte repede cadrele, era totul pe repede înainte. Dar nu a fost ceea ce mă așteptam eu. În schimb, mi-a plăcut foarte mult. Doar că eram foarte surprinsă. Mă uitam la film și simțeam că trebuie să țin pasul cu el. Mi se părea că se duce povestea pe lângă mine și eu văd doar schimbările acestea de decor foarte, foarte rapide. Dar a fost un film foarte frumos, Kira a jucat foarte drăguț și mi-a plăcut super mult. Și având în vedere că a fost primul film văzut după carte, cred că a fost exact ce trebuia cumva ca să anime un pic spiritele sau să nu te încarci și mai mult cu povestea, să vezi partea frumoasă cumva a poveștii, balurile și toată frumusețea din aristocrația Rusiei. Foarte frumoasă. Cât despre ecranizarea din 1997, acolo lucrurile s-au puțin diferit. Filmul este mult mai corect, să zic așa. Este mult mai ad litera, anumite replici se regăsesc cuvânt cu cuvânt, precum în carte. Toată atmosfera este o atmosferă mai rece, mai sobră, mai serioasă, atmosfera din carte. Actorii, deși nu pot zic că mi-au plăcut atât de mult, mi s-a părut că au jucat mai adevărat cu personajul lor, adevărat cu personajul din carte. Și, într-adevăr, în filmul acesta avem atât focus pe Ana, cât și focus pe Levin. Și poveștile lor, amândurora se duc foarte frumos în paralel până la final. Și lucrurile se întâmplă într-o ordine cronologică cu povestea din carte, cu întâmplările din carte. Și sunt marcate fiecare în parte, și de la unul și de la altul. Și mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că a fost un film care a intrat mult mai bine în esența cărții din punctul meu de vedere. Și având în vedere că filmul este din 1997, este un pic mai vechi, efectele nu mai sunt aceleași și mi se pare că transmit mult mai bine tot ce înseamnă perioada aceea de timp, pentru că filmul a fost realizat un pic mai aproape și de asta zic că aș fi foarte curioasă să le văd pe toate, să mă duc încet, încet, încet până în spate, în ordinea asta invers cronologică, analizărilor, tocmai ca să văd cât de aproape este ultimul, cât de aproape de timpurile alea. Deși o să fie alb negru, cu siguranță să aibă o încărcătură foarte, foarte importantă. Mie îmi plac filmele alb negru, așa că sunt foarte interesată să văd, sunt foarte curioasă să văd cum o să fie și filmele celelalte. Din punctul meu de vedere, amândouă mi-au plăcut, amândouă au respectat cronologia evenimentelor din carte, dar eu nu pot să le dau nicio notă, mi-au plăcut amândouă și m-au relaxat și m-a făcut să îmi imaginez mult mai bine toate scenele și evenimentele din film. Acestea fiind spuse, sunt foarte curioasă dacă voi ați citit cartea, cum vi s-a părut, dacă ați văzut filmele sau dacă o să le vedeți în curând, să-mi spuneți și mie, că sunt foarte curioasă să văd care sunt părerile voastre. Atât pentru acum, să aveți o săptămână frumoasă și lectură plăcută! Bye, bye!